M-am bucurat să aflu de subiectul pe care îl, îl aveți în discuție, și evident, cel puțin o dată pe an, majoritatea adunărilor discută despre lucrarea Duhului Sfânt, deși ar trebui să o facem mai des, pentru că fără Duhul Sfânt, practic nu există viață creștină. O să abordez unul dintre cele mai cunoscute pasaje din Sfânta Scriptură. Eu sper să fie măcar o prezentare nouă, o teologie nouă. Efesim capitolul 5. Știți pasajul foarte bine cunoscut, versetul 18. Nu vă îmbătați de vin, în care este despre ci fiți un plus de Duh. Și aș vrea, îmi doresc, ca după mesajul acesta să existe măcar în parte o clarificare asupra unor aspecte poate puțin mai controversate legate de lucrarea Duhului Sfânt. Și sunt deschis, apropo, dacă după asta ori aici, ori ulterior, cineva nu a înțeles ceva sau vrea anumite explicații suplimentare, eu sunt dispus să vi le ofer. Cel puțin cu privire la ce spun și cred eu. Sunt în pasajul acesta, ca să vă fie mai ușor, poate puțin să urmăriți logica pasajului. Sunt trei porunci pe care le dă Apostolul Pavel și fiecare poruncă are două argumente sau alte două porunci de desubt. Una negativă, una pozitivă, adică o interdicție și un imperativ. Uitați de exemplu, începând la versetul 5, da? 15. Deci avem trei seturi. Vedeți, deci, cum, cu grijă cum umblați? Uitați, negativul. Nu ca neînțelepți, ci ca înțelepți răscumpărând timpul, pentru că zilele sunt rele. Ăsta e primul set. Al doilea set. De aceea, nu fiți pricepuți, negativ, pozitiv, ci înțelegeți care este voia Domnului. Și al treilea set, nu vă îmbătați de vin, negativ și pozitiv, ci fiți umpluți de duh și urmează efectele pe care el le descrie. Evident, aș vrea să vorbesc în dimineața aceasta despre porțiunea aceasta care vorbește despre plinătatea Duhului și despre faptul că viața creștinului este imposibil de trăit fără plinătatea Duhului Sfânt. Cam ăsta va fi argumentul meu. Primul lucru pe care vreau să-l observați este că plinătatea Duhului Sfânt este o poruncă. Eu o voi citi din traducerea GBV Domnului, o traducere pe care eu o folosesc de obicei, așa că dacă vedeți anumite așezări diferite a unor cuvinte sau anumite, anumite sinonime să știți de ce lucrurile sunt așa. Versetul 18 zice foarte clar, nu vă îmbătați de vin în care este de străbălare, ci fiți, în traducerea obișnuită zice fiți plini de Duh, aici spune ci fiți un plus de Duh, este un verb. Deci plinătatea Duhului Sfânt este o poruncă. Este un imperativ. Este foarte interesantă forma verbală din limba originală care este un imperativ pasiv. Diateza pasivă, foarte simplu de înțeles, înseamnă că o acțiune se face asupra ta. Diateza activă înseamnă că tu faci ceva, diateza pasivă înseamnă că altcineva face asupra ta o lucrare. De exemplu, diateza activă la umplerea cu Duhul sunt ar suna așa. Și fii plin de Duh, adică, sau mai degrabă, ci umplete de Duh. Asta înseamnă că tu trebuie să te umpli pe tine însuți de Duh. Dar verbul aici este pasiv. Este un imperativ, este responsabilitatea ta, dar este pasiv. Lucrarea aceasta o face doar Dumnezeu. Și acum cineva ar putea să întrebe, pe păi ce logică are să spui fiți umpluți de Duh dacă altcineva face. Uh, uh, uh umplerea aceasta. Dacă altcineva face plinătatea aceasta. Păi are logică, pentru că cred că ceea ce Dumnezeu cere de la noi prin cuvântul lui și modelează noi prin cuvântul lui, este disponibilitatea sau dorința noastră de a ne pune la dispoziția lui Dumnezeu și de a fi umpluți de Duhul Sfânt, da? Aș spune că Dumnezeu nu umple cu forța pe uh, absolut nimeni. Deci plinătatea Duhului Sfânt este o poruncă. Dacă ar fi ceva care ar trebui să ne facă preocupați de subiectul acesta, este exact lucrul ăsta, care ar trebui să fie evident pentru toată lumea. Spune: fiți un plus de Duh. Nu spune dacă vrem să fiți umpluți de Duh, nu spune că e facultativă umplerea Duhului, nu spune că e pentru credincioși care vor să fie mai dedicați, nu spune că e pentru predicatori, pentru slujitori, pentru evangeliști. Spune fiți plini de Duh. Și spune lucrul ăsta tuturor creștinilor, fără niciun fel de uh, discriminare. Al doilea lucru, plinătatea Duhului Sfânt este pentru toți credincioșii. Da? Uh, și aici spune, fără niciun fel de ofensă, plinătatea Duhului nu este o experiență a Duhului Sfânt care, pe care au pus copyright pentecostali sau carismatici. Da? Cumva în mediul baptist că este așa un fel de frică din asta de a te atinge de subiectul acesta, de parcă plinătatea Duhului Sfânt ar fi fost sequestrată de o grupare religioasă. Plinătatea Duhului Sfânt este o lucrare a Duhului Sfânt pe care Dumnezeu o dăruiește tuturor credincioșilor fără niciun fel de excepție. Și când mă refer la toți credincioșii, cu siguranță nu am în vedere în primul rând toți credincioșii de orice denominație, da? Penticostari, baptiști și așa mai departe. Că pe vremea lui Pavel nu existau așa, existau creștini și atât. Mă refer la toți credincioșii, indiferent de categoriile pe care noi puteam să le aplicăm. De exemplu, vedem în versetul 22, soțiilor supuneți-vă soților. Versetul 25, soților iubiți-vă soțiile. Versetul 1 din capitolul 6, copiii ascultați în Domnul de părinții voștri. Uh, versetul 4, voi taților nu-i provocați la mânie, versetul 5, robilor ascultați de stăpânii voștri uh, versetul 10 după aia vorbește despre frați la modul general în lupta lor spirituală, deci tot ce spune el după porunca de a fi umplut cu Duhul Sfânt este ceva ce se poate realiza doar prin Duhul lui Dumnezeu că e vorba de soți, de soții, că e vorba de părinți, că e vorba de copii că e vorba de uh, angajați, că e vorba de stăpânitori, că e vorba de robi, că e vorba de toți creștinii la grămadă. Tot ce li se cere creștinilor nu poate fi împlinit decât prin plinătatea Duhului Sfânt. Viața creștină este de o asemenea măsură încât ea nu poate fi trăită decât prin Duhul Sfânt. Și eu cred că Dumnezeu în mod intenționat a făcut lucrurile așa pentru că așa iasă la evială creștinismul de fațadă, creștinismul de formă, creștinismul ușurat, creștinismul superficial. Creștinismul doar care o religie, o ceremonie, un ritual. Pentru că creștinismul autentic, viața autentică pe care ne cere Dumnezeu nu poate fi experimentată decât prin Duhul Sfânt. Decât prin Duhul Sfânt. Deci plinătatea Duhului Sfânt este pentru toți credincioșii. Că cineva ar putea să zică, bun, dar ce ne interesează pe noi să discutăm despre plinătatea Duhului Sfânt? Poate Pavel avea voi nevoie de lucrul ăsta, frață păstor, frață din comitet, vreun evanghelist, ceva. Ce treabă am eu, mamă, care stau acasă cu prunci cu plinătatea Duhului Sfânt? Uite, că Hai, în același context al plinătății Duhului Sfânt, următorul text vorbește despre dragostea soțului pentru soție, despre supunerea soției pentru soț, despre ascultarea copiilor față de părinți, despre părinții care trebuie să-și crească copiii fără să-i la mânie. Lucruri foarte practice care țin de viața noastră de fiecare zi. Mulți oameni au impresia că plinătatea Duhului Sfânt este un fel de experiență din asta mistică, extatică în care stai așa cumva în transă și simți că cade ceva pe, peste tine. Și te umpli deodată de o euforie și gata, ai fost umplut cu Duhul Sfânt. Și dacă te întreabă cineva bun și cu ce te-a ajutat plinătatea asta Duhului Sfânt? Păi nu știu, am simțit așa o bucurie, am simțit o putere bună, dar practic la ce te-a ajutat? Știi, și oamenii nu știu ce să zică. Nu, nu vezi nimic în textul ăsta despre a face ceva. Absolut nimic. Absolut nimic. Ci vezi că plinitatea Duhului Sfânt are un caracter practic, are un impact decisiv asupra trăirii de fiecare zi a credinciosului în toate cadrele și domeniile, domeniile vieții sale. Eu o să fiu foarte schițat, așa că dacă vreți să notați câteva lucruri uh, pentru mine uh, în regulă. Deci plinitatea Duhului Sfânt, în primul rând, e o poruncă, în al doilea rând este pentru toți credincioșii, în al treilea rând ea este realizată de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Este realizată de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Aici spune, ci fiți bluți, de Duh. Fiți un plus de Duh. Vreau să vă atrag atenția că în capitolul 3 din Efesien se vorbește despre plinătate, în capitolul 4 se vorbește despre plinătate, în capitolul 5 se vorbește despre plinătate. Uitați-vă, de exemplu, capitolul, uh, capitolul 3 spune în versetul uh, uh, 19: Și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece cunoștința ca să fiți umpluți până la toată plinătatea lui Dumnezeu. Da? Deci capitolul 3 vorbește despre toată plinătatea lui Dumnezeu. Acum, cum să face umplerea asta de toată plinătatea lui Dumnezeu? Uitați-vă în versetul 16 din același capitol, capitolul 3. Ca să vă dea după bogățiile gloriei sale să fiți întăriți cu putere prin Duhul său în omul din lăuntru ca Hristos să locuiască în voi ca să ajungeți la toată plinătatea lui Dumnezeu. Deci textul ăsta îl studiați poate mai bine singuri. Este o rugăciune la versetul 14 la 21 în care Pavel spune Așa să facem umplerea aceasta. Duhul Sfânt te întărește ca Isus să locuiască în tine ca să ajungi plin de toată plinătatea Tatălui. Este toată sfânta trime aici. Repet, asta spune el aici. Ești întărit cu putere prin Duhul Sfânt ca Domnul Isus Hristos să locuiască în tine ca să ajungi la toată plinătatea Dumnezeirii. Este sfânta trime, este o umplere cu toată plinătatea Dumnezeirii. Uitați-vă la capitolul 4, unde vorbește despre darurile spirituale. Și zice că a dat în biserică, de exemplu, versetul 11, nu? Apostoli, profeți, evangeliști, păstori, învățători pentru desăvârșirea sfinților, vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoștinței de plină Fiului lui Dumnezeu, la starea de om matur, la măsura staturii, ascultați, la măsura staturii plinătății lui Hristos. Deci Dumnezeu a dat darurile Duhului Sfânt în biserică, este vorba tot de Duhul Sfânt, care ne aduce la statura plinătății lui Hristos. Iar capitolul 5 vorbește despre a fi umpluți de Duhul Sfânt. Deci capitolul 3 menționează plinătatea Tatălui, capitolul 4 plinătatea Fiului, capitolul 5 nu mai folosește un substantiv, plinătatea Tatălui sau plinătatea Fiului, ci folosește un verb. Umpluți de Duhul Sfânt sau umpluți în Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt este agentul care Aduce această plinătate în inimile noastre. Cu ce ne umple Duhul Sfânt? Duhul Sfânt ne umple cu plinătatea Tatălui și cu plinătatea Fiului, cu plinătatea Dumnezeirii. Deci această plinătate este realizată de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Nu ni se dă nimic mai puțin decât lucrul acesta. Plinătatea Dumnezeirii în noi. Acum, a patra observație pe care vreau să o fac, și aici lucrurile ar trebui să devină foarte importante pentru fiecare dintre noi. Nu că până acum n-ar fi fost. Plinătatea Duhul lui Sfânt este unicul mod prin care putem trăi viața creștină obișnuită. Iată de ce. Zice așa, fiți un plus de Duh vorbind între voi cu psalmi și cântări de laudă și cântări spirituale. Întrebarea este, de ce trebuie să fiu un plus de Duh ca să vorbesc cu psalmi, cu cântări de laudă și cântări spirituale, lăudând și cântând Domnului în inima noastră? Ce nu pot să fac lucrul ăsta fără Duhul Sfânt? Răspunsul este nu. Pentru că cu siguranță Pavel nu vrea să se împlinească cu noi ce spune Domnul Iisus Hristos. Poporul acesta mă cinstește numai cu buzele, dar cu inima lui este departe de mine. El vorbește despre o închinare în versetul 19, care este o închinare în Duhul Sfânt. O închinare care vine din plinătatea Duhului Sfânt și care este întâi de toate o închinare lăuntrică, cântând Domnului în inima voastră. Iar ea iasă din interior. Ea nu este o închinare doar cu buzele. Hai fraților cântați mai tare. Hai fraților să lăudăm, lăudăm pe Domnul. Și trebuie să tragă predicatorul de tine sau nu știu ce lider ca să lauzi pe Domnul. Că inima e goală. Nu. Plinătatea despre care vorbește aici este o plinătate care provoacă închinarea asta. Care provoacă închinarea asta. Apoi zice, mulțumind întotdeauna pentru toate celui care este Dumnezeu și Tatăl numele Domnului nostru Isus Hristos. Cine poate să mulțumească pentru toate lucrurile fără să fie umplu cu Duhul Sfânt? Pentru că noi în natura noastră cârtim, oricât de bine ne-ar fi, noi cârtim. Nu ne convin unele lucruri. Nu ne convin multe lucruri. Și Tot în continuare avem de obiectat și de cârtit. Nu ne convine la soț, la soție, la copii, la păstori, la comitet, la frați, la surori, la lucru. Nu ne convine nimic. Ei, Duhul să ne umple... Tocmai în vederea umplerii ființei noastre cu mulțumire. Ca să vedem guvernarea absolută a lui Dumnezeu în toate lucrurile, suveranitatea totală a lui Dumnezeu în toate lucrurile și să dăm slavă lui Dumnezeu pentru bune și pentru rele. Și apoi spune soților, supuneți-vă soților voștri. Asta nu este o poruncă pe care o dă Apostol Pavel bărbaților să-și bată la cap nevasta ca o cănitoare și spune Va asta trebuie să fii supusă. Nu, Pavel spune prin Duhul Sfânt se realizează lucrul ăsta. A te-a sub autoritatea cuiva, care poate tu crezi că nu e suficient de responsabil, nu e suficient de pregătit, nu e suficient de nu știu cum. A te pleca sub autoritatea oricui a unei autorități stabilite de Dumnezeu este ceva ce se poate face numai prin Duhul Sfânt, pentru că noi vrem să fim noi la conducere. Fie că suntem bărbați sau, suntem, sau sunteți surori, indiferent. Ceva ce face doar Duhul Sfânt. Ca un bărbat să-și iubească nevasta. după aia spune bărbaților iubiți-vă nevesele. Trebuie să fie plin de Duhul Sfânt. Pentru că bărbatul, prin natura lui, caută să folosească de nevasta ca de un gadget, da? Ia să-i spere haine, să-i facă mâncare, să-i împlinească nevoile, nu știu ce și așa mai departe. Lucruri care sunt naturale într-un fel pe pământul acesta. Dar este un egoist, vrei să-l folosim pe celălalt pentru noi. Numai Duhul Sfânt te poate face ca tu să-l slujești pe celălalt, să te dăruiești celuilalt, să-l slujești pe celălalt Până la moarte dacă este necesar. Să fii devotat pentru celălalt. Să te sacrifici tu pe tine, viața ta. Nu să-l sacrifici pe celălalt pentru tine. Ci tu să te sacrifici pentru celălalt. Nu Dumnezeu să poate să facă lucrul acesta. Și în aceeași, în aceeași uh, notă Apostol Pavel spune copiilor să asculte în Domnul de părinții noștri. Păi ce copiii pot să asculte de noi? Eu am trei copii. Copiii pot să asculte de noi? prin natura lor, prin firea lor, eu cred că Apostolul Pavel să așteaptă ca niște copii credincioși care cresc în familii de credincioși să fie educați într-o asemenea măsură și de devreme să ajungă la cunoașterea Domnului Isus Hristos și să fie transformați prin Duhul Sfânt și ei să fie copii născuți din nou care să asculte prin puterea Duhului Sfânt de părinții lor. Iar părinții lor zice să nu întăriți copiii la mânie. Lucrul ăsta se poate face numai prin Duhul Sfânt. Când ajungi, sunt fiecare dintre noi, trebuie să recunoaște. sunt momente care ne aduc copiii la exasperare, pentru că nu știm să facem diferența între uh, uh, lucruri pe care le poate face copilul uneori, lucruri pe care nu le poate face copilul, vrem să-l creștem, să-l ajungem să-și depășească condiția și uneori îl aducem la disperare. Duhul Sfânt ne dă înțelepciunea asta, puterea asta, lumina asta de care avem nevoie. Deci, plinătatea Duhului Sfânt este unicul mod în care putem trăi viața creștină obișnuită. Când încerci să trăiești viața creștină, surori, când încerci să trăiești viața creștină, fără puterea Duhului Sfânt, vei ajunge foarte repede fără gaz. Vei ajunge foarte repede fără combustibil. Vei ajunge foarte repede să-ți urăști viața. Pentru că viața creștină este imposibilă din punct de vedere omenesc. Un om, nu un om nenăscut din nou nici, nici mai poate fi introdus în discuție. Nu are cum să trăiască viața creștină. El se conformează în exterior la câteva cutume religioase și salut. Nu poate să trăiască viața creștină. Să trăiești viața creștină trebuie să ai pentru a trăi viața creștină trebuie să ai puterea și plinătatea Duhului Sfânt. Nu există niciun fel de excepție. Niciun fel de excepție. De asta sunt atâta de mulți creștini obosiți, amărâți, acriți, supărați și sătui de viață. Nu știu cum e la dumneavoastră. Eu întâlnesc o grămadă de pocăiți. Când îi întreb cum e frate. Greu frate, greu! Disperare, disperare mare. Grea viața, grea. Eu nu zic că nu e grea, e grea. Dar plinătatea Duhului Sfânt tocmai asta face. Nu doar ne dă posibilitatea, ci ne dă realitatea unei vieți trăite pentru slava lui Dumnezeu. Unei vieți care e imposibil de trăit în alte condiții. Al cincilea lucru, plinătatea Duhului Sfânt este o stare progresivă, nu doar un moment punctual, spontan. Da? Și eu știu, eu am participat și eu, fraților. Acum, dacă nu sunteți de acord cu unele lucruri pe care eu le spun, să știți, eu am toată libertatea să corectați după aceea, fără niciun fel de problemă. Eu am participat la tot felul de întâlniri, la tot felul de întâlniri, în care am văzut că oamenii vor acum. Am bătut de palme, am pușcat din decite, am fost un cu Duhul Sfânt, domnule, am rezolvat-o și pe asta. Cam asta, cam asta vezi din atitudinea oamenilor respectivi. Plinătatea Duhului Sfânt nu este așa. Ce fiți un plus de Duh este un prezent continuu, un imperativ continuu. Nu vreau ca botezul. Domnule, m-am și botezat. Gata, am făcut legământ cu Domnul, am terminat-o și pe asta. Am făcut-o și pe asta, domnule. Ce mai trebuie să fac ca să fiu în regulă? Bun, am trecut prin toate prin toate filtrele voastre, prin toate prin tot ritualul vostru religios mai trebuie să fac ceva ca să fiți mulțumiți. Bun, mi-am făcut și plicul de 10 Gata, sunt în regulă, domnule. Așteptăm acum venirea Domnului. Nu asta vrea Dumnezeu de la noi. Sub absolut nicio formă nu vrea Dumnezeu asta de la noi. Dumnezeu vrea să trăim în mod continuu în plinătatea asta. Vrea să fim deschiși tot timpul la plinătatea Duhului Sfânt. Vrea să avem dispoziția continuă de a trăi în această putere și plinătate de a experimenta mereu și mereu acest șuvoi de har pe care Dumnezeu ne-l dă doar prin Duhul Sfânt. Este o tare continuu, este un prezent continuu. Este ceva ce Dumnezeu vrea să avem ca mod de viață. Eu am venit ca oilele mele să aibă viața, spune Domnul Iisus Hristos, și să aibă din belșug. Nu într-o seară, când o striga patru ori ca să fie plin de Duhul Sfânt și o simțit el ceva așa la nivelul stomacului și gata, Domnule, o făcut-o și pe asta. Nu așa. Nu așa. Ci în mod continuu ci în mod continuu. Prinătatea este o stare progresivă. Și eu cred că cineva care vrea numai așa să-și pună ștampila pe carnețelul spiritual, că a fost umplut și cu Duhul Sfânt pe lângă altele, omul ăla nu va fi umplut cu Duhul Sfânt. Nu are cum el să-l fenteze pe Dumnezeu doar pentru că a strigat două-trei ore, să-l fenteze pe Dumnezeu, să-i da prinătatea Duhului Sfânt, ca el să meargă după aia liniștit în viață și să-și amăgească conștiința că e în regulă și o trecut prin toate uh, treptele religioase prin care trebuia să treacă. Nu. Dumnezeu dă plinătatea Duhului Sfânt omului care vrea să trăiască în mod continuu în această plinătate. Asta ne obligă textul biblic să înțelegem despre această plinătate. Așa sau observație, plinătatea aceasta este o umplere cu Sfânta Treime. Este o împărtășire din Sfânta Treime, cum am văzut în capitolul 3, capitolul 4, capitolul 5. Este o împărtășire prin Duhul Sunt Duhul Sfânt ne duce și de asta am vrut să vă atrag atenția, ne duce către persoanele Sfintei Trim, de asta am vrut să vă atrag atenția asupra acelei diferențe. În capitolul 3 avem plinătatea Tatălui, substantiv plinătatea Tatălui, în capitolul 4 avem plinătatea Fiului și în capitolul 5 nu avem plinătatea Duhului, ci avem un verb, fiind umpluți în Duhul Sfânt sau de Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt vine să ne atragă atenția asupra Tatălui și asupra Fiului, nu că El este o umbră. Pentru că nu este în umbră, pentru că știm că lucrul ăsta se face doar prin Duhul Sfânt. Chiar acum discutăm despre Duhul Sfânt, deci nu este deloc în umbră. Că unii ne bajocoresc pe noi și spun, a, da, vezi, asta înseamnă că Duhul Sfânt trebuie să fie cumva într-o colivie închis. Nu, asta este o bajocorire inutilă și este o caricaturizare a ceea ce spunem noi. Eu, de exemplu. Prinătatea Duhului înseamnă că Duhul Sfânt este agentul prin care Dumnezeu ne dă din sine însuși, ni se dă pe sine însuși nouă. Prin Duhul Sfânt. Dumnezeu nu vrea să ne dea putere. Ascultați-mă, Dumnezeu nu vrea să ne dea numai putere. Dumnezeu ne dă putere, nu vrea să ne dea numai înțelepciune, ne dă înțelepciune. Dumnezeu ni se dă continuu pe sine. Și acum cineva ar putea să întrebe, pe cum să ni se ne dea Dumnezeu continuu pe sine? Dacă Dumnezeu este deja în noi, ceea ce fratele a spus deja mai înainte. Și așa este, Dumnezeu este în noi. Și dacă Dumnezeu este deplin în noi, și așa este, Dumnezeu este deplin în noi, că nu poate să vină pe bucățele. Dumnezeu nu este un fel de substanță din asta divină care tot curge în noi uh, cu picătura. Nu! El ori vine în noi, ori nu vine. Ori vine Tatăl Fiul și Duhul sunt ori nu vine niciunul. Ori vine complet de plin, ori nu vine deloc. Dar plinătatea Duhului este mai degrabă o manifestare a Sfintei trăim din noi prin Duhul Sfânt. Da? Suntem un plus dinăuntru în afară. Foarte multe persoane care se roagă pentru plinătatea Duhului Sfânt așteaptă să vină ceva de sus peste ei, să cadă. Vum! O căzut peste ei și zice, a, am fost un cu Duhul Sfânt. Nu este așa. Alții compară prin Duhului Sfânt cu un pahar. Zice, noi suntem niște pahare. Trebuie să ne golim de păcat, de pofte, de noi înșine și după aceea Dumnezeu ne umple cu Duhul Sfânt. Dar ne umple în funcție de cât îi dăm noi voie să ne umple. Duhul Sfânt nu este o substanță. Nu este o substanță, iar noi nu suntem pahare. Plinătatea Duhului Sfânt este o umplere dinăuntru, că El este deja în noi. Și este o manifestare a Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, a Sfintei, Trăim, din noi în afară. Cine face ca să existe această manifestare? Duhul Sfânt. Duhul Sfânt. Nu mai trăiesc, că o spune Apostol Pavel în Galateni, ci Hristos trăiește în mine. Cum trăiește Hristos în mine? Când Duhul Sfânt îl face pe Hristos vizibil în viața mea. Îl face să trăiască pe Hristos în mine. Da? Deci plinitatea este o umplere cu Sfânta Treime. Din nou, este necesar să corectăm erorile astea, ca să nu ne umblăm năuci după niște lucruri care nu există. Dacă m-aș apuca să strig acum patru ori, Doamne, dă-mi putere, dă-mi putere, dă-mi putere, dă putere, dă, putere, dă, putere, dă putere, o să mi se încălcească o leacă limba în gură, dar nu știu ce putere o să primesc. Eu habar n-am ce cer. Dumnezeu nu vrea să-mi dea putere, Dumnezeu vrea să-mi dea Duhul Sfânt. Asta este motivul pentru care multe persoane spun, cântă și spun că Duhul Sfânt este o putere. Duhul Sfânt nu este o putere. Duhul Sfânt are putere. Duhul Sfânt este o persoană și este o persoană a Dumnezeirii și este o insultă o ofensă la adresa Duhului Sfânt să numești Duhul Sfânt doar o putere. A șaptelea lucru, plinătatea, cum am spus deja, este din lăuntru în, mani în afară. Este o manifestare a Duhului Sfânt. Este foarte important să ținem minte lucrul acesta pentru că mulți creștini au un sentiment de înstrăinare de persoana Duhului Sfânt. De ce? Pentru că ei spun, păi dacă spune să fiu umplut cu Duhul Sfânt, umplerea se face din afară în lăuntru. Înseamnă că cumva, deși am Duhul Sfânt acolo, cumva el e absent. Nu, nu este absent. El este acolo în interiorul meu. Biblia îl numește mângâietorul. Îl numește mângâietorul. El a venit să mângâie viața mea, să mă întărească. Nu știu cum să mă rog, zice că ne învață cum să ne rugăm. Duhul Sfânt este sensibil. Gingaș poate să fie întristat. Poate să fie întristat Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este gelos. Duhul Sfânt poftește împotriva firii, spune în Galate, în firea împotriva Duhului. Este o relație gingașă, sensibilă între noi și Duhul Sfânt și uh, el este acolo înăuntru, nu trebuie să mă simt înstrăinat de el. El este înăuntru meu. El este înăuntru meu. Prin pocăință, prin deschiderea inimii față de Dumnezeu, Duhul Sfânt se manifestă. Se manifestă din lăuntru în afară. A opta observație, plinătatea este realizată în mod primar și aici aș vrea să insist puțin. Prin cuvânt. Prin cuvânt. Cum să fii umplut cu Duhul Sfânt? Că până la urmă ajungem la punctul ăsta. Bun, frate, am înțeles că importantă prinitatea Duhului Sfânt, că viața de credință e imposibilă fără Duhul Sfânt. Cum să fiu umplut cu Duhul Sfânt? Zim soluția. Dăm metoda, domnule, să fim umpluți cu Duhul Sfânt. Și știți foarte bine, în tot felul de medii se apelează la tot felul de nu știu cum să le zic, tot felul de metode, care mai de care mai ingenioase. Uh, hai haideți să vedem ce spune textul acesta. Vreau să vă sugerez un lucru. Așa, un uh, exercițiu pe care o să-l faceți cu prietenii dumneavoastră, poate cunoștințele, poate neamurile dumneavoastră, care sunt foarte pasionate de tot felul de experiențe din astea mistice, extatice, care sunt numite plinătatea Duhului Sfânt. Să le cereți acestor persoane să vă spună ce scrie înainte de versetul, acum noi l-am citit, de versetul 18. Eu am făcut în public asta într-o grămadă de adunări și în adunări de sute de persoane. Iar rugat pe frate să nu se mai uite în Biblie și să-mi spună ce scrie înainte de versetul 18. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este de sărbălare, ci fiți plini de Duh în cele mai multe cazuri, cele mai multe persoane nu știu ce scrie înainte de versetul 18, ceea ce este foarte grav. Ceea ce înseamnă că noi avem deja niște idei fixate, niște prejudecăți, niște definiții cu care venim deja la Biblie și pe noi nu ne interesează ce spune Biblia despre Duhul Sfânt, ci noi vrem să folosim Biblia ca o proptea, ca un cric pentru Perspectiva și definiția noastră stricată despre plinătatea Duhului Sfânt. Și ne trebuie un verset ca să capitonăm teologia noastră despre Duhul Sfânt, pe care o avem deja înainte să venim la Biblie. În loc să ne extragem din Biblie ce spune despre Duhul Sfânt. Nu spune despre dumneavoastră, spun la modul general. Uitați ce spune înainte de versetul 18. Primul set, da? De porunci. De aceea nu fiți nepricepuți. Ci înțelegeți care este voia Domnului. Prima. Porunca pe care o da apostolul Pavel nu este să fim plini de Duhul Sfânt, ci să fim înțelepți. Înțelepciune care vine prin cuvântul lui Dumnezeu și apoi spune fiți plini de Duhul Sfânt. Să vă spun de ce cred că lucrurile sunt în felul acesta. De ce întâi trebuie să înțelegi voia Domnului, să devii înțelept prin cuvântul lui Dumnezeu și apoi să fii umplut de Duhul Sfânt? Foarte simplu de înțeles. Duhul Sfânt este cel care a inspirat cuvântul lui Dumnezeu. Cel mai direct și simplu mod de a onora persoana Duhului Sfânt este să iei cartea aceasta pe care el a inspirat-o, pentru că profeții au vorbit, spune Sfânta Scriptură, mânați de Duhul Sfânt. Capitolul 6, aceeași epistolă, spune în felul următor, luați coiful mântuirii, sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu, rugându-vă în orice timp. Cum să iau sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu? În rugăciune să o iau să o iau. Cuvântul lui Dumnezeu, când oamenii spun, a, slova omoară, dar Duhul dă viață. Este o prostie, este o prostie enormă dacă aplici asta la Noul Testament. Pentru că în contextul acela Apostolul Pavel vorbește despre vechiul legământ, despre lege, despre legalism vorbește, slova, legalismul, legea omoară, nu, nu Noul testament, Evanghelia care este despre Domnul Isus Hristos, în care avem viață, putere, belșug, veșnicia, răscumpărarea și așa mai departe. Mesajul despre Hristos din Noul Testament nu este slovă care o moară. Este cea mai mare prostie care se spune în creștinism astăzi. Cuvântul lui Dumnezeu este inspirat de Duhul Sfânt. Oamenii au scris mânați de Duhul Sfânt. Este o sabie, spune, cu care mă duc și lupt împotriva vrașmașului. Cel mai mare dușman din universul ăsta, satana, nu poate fi biruit altfel decât prin Duhul Sfânt. Și prin această sabie a Duhului Sfânt care este cuvântul. Să ajung eu să bajocoresc în felul ăsta Scriptura și să spun, a, slova omoară, Duhul de viață. Nu o să-ți dea niciun Duh viață fără cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că sabia Duhului este cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, cum ne arată și contextul ăsta, plinătatea Duhului sunt dacă mă, practic vă spun, mă trezesc dimineața, că ești mamă, și spui, Doamne Dumnezeule, sunt închis în casa asta, la etajul 4 cu 3 copii, cu 4 copii, simt că nebunesc, când vine să arunc copiii pe geam afară. Doamne, nu mai rezist mi greu, am probleme, uite, copiii fac asta, se ceartă, se bat, au nebunit în casă cu pandemia asta și ai tot felul de frământări și n-am, parcă nu reușesc să fac nimic altceva decât să mă ocup de pruncii ăștia și am tot felul de probleme dintr-o parte și de alta. Doamne Dumnezeule, știu că trebuie să fiu mai răbdătoare, știu că trebuie să-mi duc copiii ăștia în frică și în temere de tine, știu că ar trebui să-i învăț cum să nu se să certe, să-i învăț să fie răbdători, să-i învăț să nu să mânie, nu strigând eu la ei. Știu cum trebuie să arate caracterul meu. Uite, stau înaintea cuvântului tău în dimineața asta, citesc în cartea proverbe și mă înveți cum să fiu răbdătoare, cum să fiu atentă, cum să fiu nu știu cum și nu știu cum. Asta, e dorința ta pentru tine, doamne, pentru mine, doamne. Este e planul tău pentru mine, ca soție, ca mamă. Îmi doresc putere de la tine ca să fac lucrul ăsta astăzi. Îți spun că atunci te va umple Duhul Sfânt. Dacă ajungi disperat înaintea lui Dumnezeu și știi că nu poți să faci lucrurile simple, simple, față de copiii tăi, față de soțul tău sau alte situații. Ci depinzi de Dumnezeu 100% și ceri cu sinceritate pentru a-L onora pe Dumnezeu și pentru faima numelui Lui, chiar dacă nu te-ar vedea nimeni, dar te văd toți demonii și toți îngerii, cum te comporți în ziua aia închisă în casă, dacă ceri lui Dumnezeu este te umple de Duhul Sfânt, eu cred că Dumnezeu te umple de Duhul Sfânt. N-am niciun dubiu în privința asta, niciun dubiu, pentru că astfel înseamnă că Dumnezeu n-ar fi credincios cuvântului Său iar el este credincios cuvântului său întotdeauna. Vă dau, vă dau un alt exemplu din Sfânta Scriptură. același știți că Efeseni cu Coloseni, cele două epistole au foarte multe pasaje paralele care se asemănă. Și aș vrea să vă citesc cum sună pasajul ăsta, exact pasajul ăsta în cartea Coloseni. Uitați-vă la Coloseni capitolul 3. Coloseni capitolul 3 Exact pasajul paralel spune în loc de plinătatea Duhului, sunt fiți plus de Duh vorbind între voi, învățându-vă, supunându-vă și așa mai departe. au auziți ce spune versetul 16, 3 cu 16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea și începi să spune exact ca în Efeseni ce urmează după plinătatea Duhului Sfânt. Învățându-vă, îndemnându-vă cu psalm, cântări de laudă, cântări spirituale, cântând în inimile voastre lui Dumnezeu un har. Tot ce faceți în cuvânt sau în faptă, faceți toate în numele Domnului Iisus, mulțumind lui Dumnezeu Tatăl prin el. Soțiilor fi supuse, copiilor ascultați, soților iubiți-vă. E exact același pasaj, doar că în loc de plinătatea Duhului Sfânt, folosește expresia cuvântului lui Hristos să locuiască din belșug în voi. De ce spune fraților din Colose, în loc să spună fiți un plus de Duhul Sfânt ca să puteți face lucrurile alea, el spune cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Știți de ce? Pentru că există același lucru. A fi umplut în Duhul Sfânt sau cu Duhul Sfânt sau de Duhul Sfânt este același lucru cu a lăsa voia lui Dumnezeu care este inspirată prin Duhul Sfânt să dospească, să mustească în tine, să te umple și să ai dorința sincer, nu, vedeți, sunt foarte multe persoane care au, sunt un fel de AK-47, niște calașnicoavi din astea de versete. Au verse pentru ce nici continui ei bubuie cu versete. Aia nu-i plinătatea Duhului Sfânt și nu o să te umpli cu Duhul Niciodată dacă continui în felul ăsta. Să ai numai cartușe ca să tragi în alții cu versete din Biblie. Nu. Nu. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi se referă la o deschidere a ființei noastre către Dumnezeu pentru a împlini voia lui Dumnezeu spre slava lui Dumnezeu. Despre asta este vorba. Și atunci Duhul Sfânt cu siguranță umple omul ăla. Deci, plinătatea este realizată prin instrumentul cuvântului. Dar vedeți dumneavoastră, cuvântul este prezent atunci când îl citim, cuvântul este prezent atunci când este proclamat în biserică, deci plinătatea Duhului Sfânt nu te aștepta să vină într-un moment în ăsta, spun, numai acum, nu, este o stare în care trebuie să umblu. Este o progresie. Ascult cuvântul lui Dumnezeu în predicare. Dumnezeu mă mustră. Zic, Doamne, lucrul ăsta mi se potrivește mie. Eu sunt omul care fac lucrul ăsta și nu ar trebui să-l fac. Dumnezeu te umpli. Pentru că te pocăiești în timpul ăla, Dumnezeu te umpli ca să te corectezi, ca să fii schimbat, ca să fii transformat. Auzi o cântare care vorbește despre un lucru sau altul. Și dacă cântarea este plină de cuvântul lui Dumnezeu și tu zici, Doamne, uite, lucrul ăsta să cânt aici, ăsta nu e real în viața mea, lucrul ăsta nu e real în viața mea, dar aș vrea să fie real în viața mea. Duhul să te umple pentru că în cântarea aia este cuvântul lui Hristos. Cuvântul lui Hristos locuiește din belșug în cântarea aia și începe să locuiască și în tine și Duhul să te umple. Sau o în rugăciune. Cuvântul lui Dumnezeu. De asta trebuie să ne rugăm Cuvântul lui Dumnezeu, să cântăm Cuvântul lui Dumnezeu, să predicăm Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu să umple absolut totul în rugăciune. Da, cineva se roagă pentru un lucru sau pentru altul și tu spui și eu am nevoie de lucrul ăla, și eu am nevoie de schimbarea și eu am nevoie de îmbunătățirea aia. Duhul Sfânt te umple pentru că aia este în acord cu cuvântul lui Dumnezeu. În părtășie, în discuții unii cu alții. Dacă este prezent cuvântul lui Dumnezeu și e, frații, surorile și arată disponibilitatea pentru a-și îmbunătăți, transforma, schimba viața în anumite privințe. Duhul Sfânt onorează oamenii care sunt dispuși, care se pocăiesc, care vor să trăiască viața pe care Dumnezeu le o cere. Duhul sunt umple. Uitați-vă uh, o nouă observație că plinătatea Duhului Sfânt aici este contrastată, nu este comparată, ci contrastată cu plinătatea uh, Cu umplerea de vin. Nu, i-au zis ce spune? Nu vă îmbătați de vin, da, nu fiți umpluți, ce sunt? când te îmbeți, când te umpli de vin. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este de sârblare, ci fiți plus de duc. Am auzit persoane care zic, vezi aici e o comparație. Cum ajunge așa plin de vin și vinul îți ia controlul minții și nu -mi vorbește gura fără tine, la fel când te umple Duhul Sfânt, nu mai știi de tine și ce să te compori ca un zăpăcit. Nici vorbă de așa ceva. Acest cuvânt simplu, ci, arată un contrast, nu o comparație. Dacă era comparație, spunea ca. Cum este cineva îmbătat de vin, la fel, în același fel să fiți voi îmbătați sau umpluți de Duh. Dar el nu spune așa, ci spune nu vă îmbătați de vin, ci din potrivă, contrast, fiți umpluți de Duh. De ce? De ce e contrast? Păi dacă vinul ți-a controlul ființei tale și spui ce nu ai vrea să spui, vorbești ce n-ai vrea să vorbești, gândești ce n-ai vrea să gândești, îți umblă ochii unde n-ai vrea să-ți umble ochii, picioarele îți umblă unde n-ai vrea să umble, da? Îți pierzi controlul, când ești plu de Duhul Sfânt, fiindcă este un contrast, Duhul Sfânt nu te, nu te face să-ți pierzi controlul, să nu mai știi de tine. Ci din potrivă, Duhul Sfânt te face să ai control asupra vieții tale. A, asta face Duhul Sfânt. Să trăim o viață echilibrată. Să știm cât să facem, cât să nu facem. Asta face Duhul Sfânt. Ne aduce într-o viață de echilibru. Asta este o viață frumoasă. O viață frumoasă este o viață de echilibru. Orice lucru bun care-i consumat prea mult este dăunător. Încercați cu absolut orice. Apă dacă vrei prea mult, mâncare dacă mănânci prea mult, dacă conduci prea mult, uh, orice lucru care prea mult dăunează viața noastră. De fapt, o poftă asta este o poftă, este o, uh, o dorință legitimă care depășește anumite granițe. Asta este o poftă. Asta este pofta firii pământești, pofta lumii, pofta ochilor. Sunt niște sentimente legitime, emoții legitime, dorințe legitime care depășesc cadrul stabilit de Dumnezeu. Duhul sunt, asta vine să facă, să ne aducă toată viața la o stare de echilibru. Exact opusul la ce face alcoolul. A, 10 -a observație. Plinătatea Duhului Sfânt este un dar dat special la adunării congregațional. Vreau să observați în lucrul ăsta. Întotdeauna despre plinătatea Duhului Sfânt se vorbește la plural. Acum eu nu zic că nu poți să fii plut particular. Ce vreau să spun că este importantă congregația. Uitați-vă în faptele apostolilor, în majoritatea cazurilor, când Dumnezeu umple cu Duhul sunt oamenii, îi umple când sunt împreună. Când sunt împreună. Și aici spune, ci fiți umpluți de Duh vorbind între voi. Vedeți e corporativ aici, vorbind între voi. Fiți un umpluți vorbind între voi. Da, efectul umplerii cu Duhul, primul efect al umplerii cu Duhul, sunt spune care de-a face cu alții, nu cu mine însumi. Vorbind între voi cu psalmi, cântări de laudă și cântări spirituale, lăudând și cântând Domnului în inima voastră, mulțumind întotdeauna, soților, spuneți-vă soților, soților, spuneți-vă soților, da? Soților, iubiți-vă soțiile, părinți și așa mai departe. Totul are de-a face cu relațiile cu ceilalți. Este o umplere comună, congregațională, toată adunarea trebuie să fie deschisă spre lucrul acesta și să caute lucrul acesta, să dorească lucrul acesta de la Dumnezeu. Și da, cred că plinătatea Duhului Sfânt vine în urma rugăciune. vine în urma stăruinței înțeleasă în mod corect, adică în constant mă rog lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Aștept de la Dumnezeu lucrul acesta. Pentru că rugăciunea este cea mai simplă, și directă formă prin care arăt dependența mea de Dumnezeu. De ce mă rog? Mă rog că îi spun Domnului Doamne, eu nu pot, cer de la tine. De asta vin și spun zie. Că singur nu pot. Da? Uh, și aș vrea să închei cu o observație sau două. Cum am observat deja, plinătatea Duhului Sfânt este pentru toate categoriile de oameni și toate cadrele în care trăim. Primul cadru pe care îl descrie Pavel aici la plinătatea Duhului sunt este cadrul congregațional, cadrul bisericii. Al doilea cadru este cadrul familiei, al treilea cadru este locul de muncă. Cum ar arăta uh, locurile noastre de muncă dacă toți oamenii ar fi umpluți cu Duhul sunt? Păi, în primul rând, ar câștiga, ar câștiga foarte mulți bani patroni. Da? Și s-ar mira, mira de noi, nu? Știți cum îi uh, port. Nu e valabil pentru toți românii, sub absolut nicio formă. Dar este portretizat românul ca omul care atunci când lipsește șeful, el stă în coada lopeții Și când vine șeful, el e obosit de, de mult ce pe coadă. Da? Și de demonstrațiile pe care încearcă să le facă în 3 minute șefului ca să arate cât de muncitor este el. Textul arată că plinătatea Duhului Sfânt este pentru fiecare cadru de vieții noastre. Pentru cadru congregațional, bisericesc, pentru cadru familial, pentru cadru social. Da? Ea atinge toată viața noastră. Ea nu este o experiență izolată la biserică. Ea nu este o experiență în asta mistică, ezoterică, în care eu simt ceva cu Dumnezeu și asta este. Nu, este ceva foarte practic. Foarte practic. Și nu doar este doar pentru toate cadrele, este pentru toate categoriile de oameni. Pentru toate categoriile de oameni. El nu vorbește aici deloc de apostoli, de profeți, de învățători, de păstori, pentru ei, prinătatea Sfânt, Pentru toți, spune ei. Pentru toți frații și surorile din adunare, pentru toate soțiile și pentru toți soții și pentru toți copiii și pentru toți părinții, fiecare individ are nevoie de plinătatea Duhului Sfânt în fiecare cadru și segment al vieții sale. Pentru toți este. Și uh, dacă vă întrebați, bun, uh, cum se experimentează lucrul ăsta? Cu ce, o, ce o să simt? Și ce mi s-a părut interesat? Mi s-a interesant că Apostol Pavel nu este deloc interesat de lucrul ăsta. Ce a simți cineva când îi umplu cu Duhul Sfânt? A, are niciun fel de interes. Să că simți o bucurie, simți că te ridici deasupra pământului, simți că ești cu capul în nori, ai un fel de euforie în de explozie sentimentală. Nu descrie nimic. Vreau eu să spun cu asta că nu există nici, că nu există un efect asupra emoțiilor și sentimentele noastre când Duhul Sfânt se atinge de noi. Nu vreau să spun asta. Și vreau să spun că, datorită faptului că Pavel nu este interesat deloc de lucrul ăsta, înseamnă că Apostolul Pavel ne învață că trebuie să lăsăm total pe seama lui Dumnezeu cum anume ne simțim, ce o să simțim când o Sfânt lucrează într-un fel sau altul în viețile noastre. Asta este ceva secundar. Eu sunt sigur, Dumnezeu atinge și mintea noastră și voința noastră și atinge și emoțiile noastre, că emoțiile noastre nu sunt un defect al nostru. Sunt un dar pe care Dumnezeu ne l-a făcut nouă. Uh, dar este o eroare ca eu să mă aștept ca Duhul Sfânt să mi gâdile întâi emoțiile. Și este o eroare să cred că Dumnezeu să va face slujitorul emoțiilor mele ca să mă simt eu bine. Nu. Dumnezeu nu va face niciodată lucrul ăsta. Repet, Dumnezeu va atinge emoțiile noastre, dar lucrul ăsta trebuie lăsat complet în suveranitatea și în hotărârea lui Dumnezeu. El îmi va da ce emoții uh, vrea el. Și ultimul lucru cu care închei. Plinătatea Duhului Sfânt este singurul lucru care face creștinismul frumos. Singurul lucru. Știți care este problema? Și eu am crescut așa. Și poate mulți dintre dumneavoastră încă vedeți, crești, vedeți creștinism așa. Și dacă ăsta e ultimul lucru sau singurul lucru pe care îl rețineți astăzi de la mine, nu mi-ar părea rău. Uh, mulți oameni crești, uh, văd creștinismul ca, uh, ca o religie a regulilor negative. Un fel de religie din asta ascetică. Ce n-ai voie să faci? Da? E așa văd creștinismul. Și mulți oameni din afară, Ăsta e singurul lucru pe care știu despre noi pentru că noi le-am dat, le-am inoculat ideea asta. Noi nu avem voie să fumăm, noi nu avem voie să bem, noi nu avem voie să ne îmbrăcăm așa, nu avem voie să ne ducem acolo, nu avem voie să facem asta, nu avem voie să facem. Ce s cu pocăiții ăștia? Mă, pocăiții n-au voie să facă. Dar ce au voie? N-au voie să facă nimic. Cam asta înțeleg ei. Și este o mare eroare. O mare eroare. Și să nu ne mirăm că mulți dintre ei nu iubesc creștinismul nu pentru că sunt păcătoși. Ei sunt păcătoși și nu iubesc creștinismul. Ci nu iubesc creștinismul și pentru că noi le dăm o grămadă de motive ca să nu o facă. De motive false. Da? Noi îi împiedicăm în plus pe lângă faptul că sunt împiedicați ei de mintea lor încuiată și orbită și de păcatul lor. Creștinismul este o religie extraordinară, dacă vreți să folosiți termenul religie. Este o viață, o comuniune cu Dumnezeu extraordinară. O viață frumoasă. Trebuie să existe virtuți în viața noastră, iar aceste virtuți extraordinare, acest belciug, această frumusețe a vieții, nu poate fi creată decât prin puterea Duhului Sfânt. Vreau să închei cu un pasaj din Petru, care arată deosebit de frumos exact lucrul ăsta. Spune... Apostolul Petru în felul următor. În, dacă nu mă înșel, în 2 Petru, capitolul 1. Zice el așa. Iar tocmai pentru aceasta, dându vă toată silința, adăugați la credința voastră virtutea, la virtute cunoștința, la cunoștință înfrânare, la înfrânare răbdare, la răbdare evlave, la evlave dragoste frățească, iar la dragoste frățească iubire. Pentru că acestea existând și prisosind în voi vă vor face să nu fiți nici lenești, nici neroditori în ce privește de plină cunoștința Domnului nostru Isus Hristos. Și ascultați aici. Deci să avem virtuțile astea, spune, da? Pentru că cel care nu are acestea, aceste virtuți, este orb cu vederea scurtă și a uitat curățirea de vechile lui păcate. Mi se pare fascinant ce spune Petru. Există două părți ale vieții noastre creștine. O curățire de vechile păcate, o scăpare de vicii. Cum ai spus, da, a de tutun, de droguri, de uh, curvii, de toate nenorocile pe care le are un om uh, înainte să vină la Dumnezeu. Dar nu e suficient să scapi de vicii. Trebuie să adaugi, trebuie să adaugi la viața ta creștină uh, cultivarea virtuților. Contemplând persoana frumoasă a Domnului Isus Hristos în el nu vezi un ascet, el nu a făcut aia, nu a făcut aia, nu a făcut aia, ci vezi frumusețea lui morală și spirituală, trăirea lui extraordinară înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Doar plinătatea Duhului Sfânt ne poate da o asemenea viață și îmi doresc mie și dumneavoastră să avem o, această, o astfel de viață frumoasă, plină, care este posibilă doar prin plinătatea Duhului Sfânt. Dumnezeu să vă binecuvânteze, vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-ați dat-o să vă slujesc chiar prin intermediul internetului din cuvânt și eu sper că în scurtă vreme, dacă Dumnezeu hotărăște să ne putem vedea și față în față. Amin.